Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou NewsX. În continuare, admirăm cel mai nou proiect Alienware, o combinație de PC și consolă. Apoi vedem de ce s-a supărat CCP Games pe cei care vreau să refacă Vampire The Masquerade Bloodlines, care au fost cele mai bine vândute jocuri ale anului și ce jocuri au fost nominalizate la Game Awards 2014. Quantum Break de la Remedy este cu siguranță una dintre cele mai așteptate exclusivități de Xbox One. Un joc produs de creatorii lui Max Payne și Alan Wake, Quantum Break va fi un joc a cărui poveste se va desfășura într-o strânsă legătură cu serialul TV omonim. Au trecut ceva luni bune de când am admirat primele secvențe de gameplay din Quantum Break. Deși îmi pare rău să vin fără imagini noi din joc, am o veste interesantă. Digital Trends raportează că actorii Dominic Monaghan și Sean Ashmore din Lord of the Rings, respectiv Lost, vor face parte din proiectul Quantum Break. Cei doi au apărut într-o poză cu senzor de motion capture pe față și pe ei, ceea ce înseamnă că am putea să-i vedem atât în joc cât și în serial. Proiectul Quantum Break va apărea cândva anul viitor, numai pe Xbox One. Și că tot vorbim de seriale cu jocuri și viceversa, iată ceva mai multe detalii despre mult așteptatul Game of Thrones de la Telltale Games. Jocul va apărea cândva pe 1 decembrie, iar sezonul va costa $30. Am mai văzut și un nou teaser cu Cersei pe care îl poți găsi mai jos. Și asta nu este tot. Telltale a confirmat că în jocuri vor apărea 4 vedete din serialul HBO, Lena Headey, adică Cersei, alături de Natalie Dormer, Margaery Tyrell, Peter Dinklage, Tyrion Lannister și Iwan Rheon, magnificul Ramsay Snow. Așezat între finalul sezonului 3 și începutul sezonului 5 din Game of Thrones de la HBO, jocul va urmări familia Forrester, o casă nobilă aliată cu familia Stark. Având în vedere cât de bine o duce familia Stark, jocul va oferi cu siguranță o grămadă de drama. Premiile VGA nu e moarte, ele se transformă. Cam asta ar fi rezumatul știrii care urmează, cam cel mai mare eveniment de acest fel din zona de gaming. Premiile Video Game Awards au dus-o bine vreo 10 ani, însă din 2013 s-au anunțat multe schimbări și viitorul nu sună prea roz. Și totuși, Geoff Keighley nu a renunțat. Cel mai cunoscut personaj de la VGA a anunțat de curând premiile Game Awards 2014, o festivitate ce se va desfășura pe 5 decembrie în Las Vegas. Iată ce jocuri de anul acesta au șansa să plece acasă cu un trofeu, ca atunci când noi ne căutăm un cizme după bomboane și alte cadouri, alții să se bucure și să urle pe scenă. În cursa pentru Game of the Year se află Bayonetta 2 de la Platinum Games, Dark Souls 2 de la From Software, Dragon Age Inquisition de la BioWare, Hearthstone de la Blizzard și Shadow of Mordor de la Monolith. Pentru premiile de Developer of the Year, nominalizații sunt cei de la Blizzard, Monolith, Nintendo, Telltale Games și Ubisoft Montreal. Jocurile care au șansa să fie numite cele mai bune titluri indie ale anului sunt așa: Broken Age, Act 1 de la Double Fine, Monument Valley de la AS2, Shovel Knight de la Yacht Club Games, Transistor de la Supergiant Games și The Vanishing of Ethan Carter de la The Astronauts. În categoria Best Narrative, adică cea mai bună poveste, se regăsesc jocurile South Park, The Stick of Truth, sezonul 2 din The Walking Dead, The Wolf Among Us, Valiant Hearts, The Great War și Wolfenstein, The New Order. Cam astea sunt categoriile care mi-au atras mie atenția, însă lista de nominalizări este una lungă. De la The Best Shooter la cea mai bună echipă de eSports a anului, cea mai tare creație a fanilor sau cel mai faimos gamer a anului. Lista în întregime o găsiți mai jos. Cât despre festivitatea de premiere, în sine, aceasta va putea fi urmărită și pe Twitch. Alienware, compania aia de pâcâuri cu prețuri obscene, aproape porno și aspect pe măsură, intră din nou în atenția publicului cu ceva nou. Iată Alienware Alpha, un fel de Steam Machine, dar nu prea, care rulează Windows 8 și vine cu un controller de Xbox 360. Deci este un Steam Machine, fiindcă e un PC în formă mică de consolă care rulează jocuri de pe Steam. Steam Machine nu prea este, fiindcă în loc să aibă un controller cu logo Steam, folosește iubitul și confortabilul controller de 360. Alienware Alpha pornește de la $550 pentru modelul de bază, model ce vine cu un procesor i3, 4 GB de RAM, un hard de 500 de GB și o placă video GeForce GTX 860M. Dacă mai adaugi $150, primești de 2 ori mai mulți RAM și
spațiu de stocare, 8 GB de RAM și un hard de 1 TB. Dacă 700 de dolari e prea puțin, mai poți arunca în ring încă 100 și să primești un procesor i5 în loc de i3, plus acei 8 GB și un spațiu de stocare de 1 TB. Cea mai scumpă varianta lui Alpha costă 900 de dolari și vine cu aceeași placă video, însă aduce un procesor i7, 8 GB de RAM și 2 TB de stocare, să ajungă la toată lumea. Sincer, având în vedere că vorbim de Alienware, prețul nu e atât de mare precum mă așteptam. De fapt, la specificațiile astea, Alienware-ul din trecut sărea lejer de 1000 de dolari. Chit că, pentru PC Master Race, componentele erau depășite înainte să fie lansate. Așa că prețul este relativ rezonabil, mai ales pentru cei care au fost atrași de designul Alienware, însă nu-și căpătau din cauza portofelului prea plin. Alienware Alpha a fost deja lansat în Statele Unite în majoritatea magazinelor mari. Luna asta, jucătorii de Dark Souls pe PC au așteptat cu nerăbdare tranziția jocului de la Games for Windows Live la Steam. Din păcate, developerii nu au reușit să pună totul la punct, drept pentru care această mutare va avea loc cândva în luna decembrie. Aceiași developeri anunță că Dark Souls 2 va fi lansat într-o nouă ediție, numită Învățăcelul, Școlarul Primului Păcat. Aceasta va fi lansată pe PC, 360, PS3, Xbox One și PS4. Ea vine cu NPC-uri noi, o poveste mai lungă, descrieri mai bune pentru obiecte și îmbunătățiri pe partea de balance. Aceste îmbunătățiri vor fi primite gratuite de cei care au jocul deja pe console old gen. Pentru Xbox One, PS4 și PC, Scholar of the First Sin va avea texturi cu rezoluții mai mari și îmbunătățiri pe partea de iluminare. Și asta nu este tot. N-ar fi relansare dacă n-am vorbit și de DLC-uri, nu? Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, indiferent de platformă, va avea la pachet cele 3 episoade lansate până acum ca DLC. Această ediție a jocului va fi lansată pe 7 aprilie 2015, imediat după apariția lui Bloodborne, cel mai nou proiect de la creatorii seriei Souls. Iar acum să trecem la anunțuri mai micuțe din toate genurile de gaming. Și Titanfall va fi lansat într-o nouă ediție de săpun numită Deluxe, de-aia am zis de săpun. Acesta va conține jocul de bază alături de cele 3 DLC-uri de până acum, 9 hărți în total pentru platformele Xbox One și PC. Pachetul e deja disponibil ca download prin Origin la prețul de 40 de dolari, însă Xbox One primește jocul abia săptămâna viitoare. Cât despre o posibilă versiune de retail, nimeni nu știe absolut nimic. Lansarea expansionului Warlords of Draenor a fost un succes major pentru Blizzard, care acum înregistrează din nou, săracii, peste 10 milioane de subscriber la jocul World of Warcraft. Dacă lunile trecute auzeam că, wow, are cea mai mică cifră de jucători din ultimii ani, de doar 7,7 milioane de jucători, acum Draenor a venit să umple din nou serverele. Expansionul s-a vândut în 3,3 milioane de exemplare în primele 24 de ore de la lansare. 3 milioane într-o singură zi. Asta ca să ținem minte de acum încolo când ne panicăm că World of Warcraft o să fie abandonat. Oh my god! World of Warcraft nu este singurul blockbuster din ograda Activision Blizzard. Avem bineînțeles și Call of Duty, cel mai nou comunicat de presă. Activision explodează de bucurie și anunță că seria de shootere tocmai a atins cifra de vânzări de 10 miliarde de dolari. Mai miră pe cineva asta? Eu nici nu știu cum se scrie. Săptămâna trecută prezentam primele imagini din Just Cause 3, adică pentru că 3. Grație revistei Game Informer, iar astăzi vin cu o veste destul de proastă. La lansare, jocul nu va avea multiplayer. În articolul din Game Informer, unul dintre producători spune că resursele au fost investite în a face un single player de excepție. Și când vine vorba de multiplayer, compania o să se gândească pe parcurs la acest aspect. Interviul complet îl găsești, evident, în descrierea emisiunii. Crytek continuă update-urile pentru shooterul free-to-play Warface, care va primi în curând un update destul de mare, sau măricel, cum preferi tu să-i spui. Acesta se numește Operation Cold Peak, operațiunea vârful rece, și e o zonă din munții Siberiei, unde e rece, unde jucătorii vor trebui să colaboreze pentru a trece cu bine de furtunele de zăpadă, care sunt reci. Operation Cold Peak va veni cu 3 hărți noi și boss pe măsură și bineînțeles că va fi gratis. Să trecem și la TLDR News, jocurile pe scurt, unde avem reduceri, penisuri pe scurt și jocuri gratuite, pentru că Just Cause 3. Așa, dacă ești dispus să-ți instalezi pe PC un nou client de jocuri ala Origin sau Uplay, și anume Ark de la Perfect World, vei primi gratuit jocul Torchlight. Oferta este valabilă până duminică, 30 noiembrie, bagă repede. Dacă DayZ ți se pare că mănâncă prea mult timp, atunci poți încerca gratuit Mini DayZ, care ia jocul modern cu zombie și îl transformă în joculeț în perspectiva top-down cum se purta prin anii 90. Toată luna noiembrie am văzut Black Friday, că, na, așa se poartă, iar acum
intră în arenă și Origin și Steam, pentru că Black Friday nu se întâmplă când se întâmplă în România. Pregătiți portofelele, a început sezonul de reduceri criminale. Un editor de la Kotaku a scris un articol interesant despre cum se fac promourile pentru jocuri, mai exact acele screenshot-uri uluitoare, uimitoare, incredibile, care arată de obicei de un milion de ori mai bine decât jocul în sine și despre cum va arăta acel joc pe două generații de console de acum încolo. Detalii despre toate astea găsești mai jos, în descrierea emisiunii, unde te așteaptă și link-uri către trailerele noi pentru Destiny, Batman Arkham Knight și Pac-Man, mai exact cum ar arăta Pac-Man de pe bătrâna consolă Atari 2600 dacă s-ar lansa în ziua de astăzi. Și asta nu e tot, cum toată lumea adoră să vadă setup-uri glorioase de PC, am atașat în descriere un link către un thread de pe 4chan unde userii se laudă cu PC-urile lor super jmechere. Evident, pozele nu duc lipsă de penisuri reale sau din silicon, așa că fii atent, nu deschide galeria la școală sau la birou sau de față cu părinții. Până data viitoare v-am lăsat cu destule materiale să vă țină ocupați. Întrebarea zilei este asta: ce ți-ai cumpărat de Black Friday? Cum ți s-a părut Black Friday anul acesta, când vine vorba de magazinele din România, evident? Eu unul nu mi-am luat absolut nimic, n-am avut răbdare să pierd o noapte întreagă și să aștept să își revină serverele magazinelor. Și dacă stau bine și mă gândesc, nu intra pe linkul ăla de 4chan, pentru că sigur cineva o să fie lângă tine și o să te condamne pe urmă. Salut!